aș spune și ca răspuns la următorul mesaj. Am vorbit mai devreme cu Silvi Fire. Bună seara, Silvi Fire. Bună seara, bună seara. Am vorbit despre păcănele și despre faptul că minorii, în primul și în primul rând, n-ar trebui să aibă treabă cu păcănelele, și am primit următorul mesaj. Bună, dragilor! O idee împotriva păcănelelor asupra minorilor ar fi că de fiecare dată când cineva accesează o pagină de păcănele, să se activeze automat camera frontală, deoarece majoritatea au telefoane performante și logarea să se facă cu scanare facială. Iar dacă ești minor, să se închidă automat. Mersi și vă pup. Și noi te pupăm. Prieten drag, fă-ți un startup cu chestia asta, nu lăsa ideea asta să moară. Măi, stai un pic, oricum noi suntem filmați tot timpul. Nu degeaba aș pune toată lumea aia pe camera laptop. Acum așa dacă suntem tot timpul, dar ar fi amuzant totuși să te filmeze cazinoul ca să vadă dacă ești copil sau nu. Și să zică, a, scuze! Da, copilul să stea în metro, să-l filmeze pe unul de lângă el. Gata, nu e un copil, e ok să bage. Bănescu, să încheiem cu subiectul ăsta. Vreau doar să le zic oamenilor, dacă doresc să susțină interzicerea reclamelor la jocurile de noroc, îi încurajez cu mare drag să caute pe Google de click interziceți reclamele la jocuri de noroc. Este o petiție care a fost semnată de aproximativ 150.000 de persoane deja și a avut deja efect în Parlament. Vă încurajez cu mare drag să o semnați și dumneavoastră. Și am intrat astăzi pe pagină. Sunt exact 146.804 semnături din 200.000, atâtea vor să strângă. Bun, trecem de la păcănele la depresie. Pentru că am dat astăzi peste un articol conform căruia România este una dintre cele mai puțin deprimate țări. Mm-hmm. Se știe chestia asta. Nu? Dar de ce? Poți să mergi în trafic în București să-ți dai seama că suntem printre cele mai deprimate popoare din lume. Eu mă umplu de spume când intru în trafic. Conduci? Păi eu de asta zic, nu. Nu, eu sunt născut, crescut în București și asta mi-a dat înțelepciunea să nu dau niciodată de carnet. Serios? Da. Dar pentru că am văzut cum e, adică nu vreau să mă supun la așa ceva. Ce-i drept, sunt momente când e ok, dar momente cum ar fi înainte de orice sărbătoare, când îți vine să bați pe oricine la orice colț. Mie îmi plac foarte mult momentele când plouă, pentru că bucureștenii nu cunosc conceptul de umbrelă. Noi avem doar mașina ca pe post de umbrelă. Da, am zis și eu că cumva mașina este... E o umbrelă foarte scumpă. Mm-hmm, da. E umbrelă pe benzină. Da. Hai să mergem un pic la zona asta de mental health și cât înțelege românul despre chestia asta. Oamenii au impresia dacă ești trist, de ce să fii trist? Ți-a murit cineva? Te-a bătut cineva? Ești ciudat? Te-ai întâlnit cu... Tu ai probleme de genul ăsta? Ai anxietăți? Ai teme interioare? Da, cu siguranță. Cred că, adică e imposibil să nu le avem cu toții într-o perioadă sau alta a vieții sau mai constant. Cred că e important să le recunoaștem și să nu le băgăm sub preș ca... Știi că ți se zice asta. Ești, domne, și tu un pic la aer. Du-te, domne, plimbă-te și tu, fă și tu ceva interesant, tot felul de soluții de-astea de tipologie băbească. Mi s-a întâmplat și mie, ți-am spus și ție mai devreme, am fost să fac testul să văd dacă am ADHD. Uh-huh. Și am spus asta și pe Instagram și mi-a spus cineva, nu te duce, pentru că ăsta e farmecul tău. E farmecul meu să fiu, să-mi pierd ideea, să nu mă pot focusa. Tu faci terapie? Da, fac terapie de, să zic, vreo 5 ani. Da. Pentru mine terapia este mai mult un mod de menținere, așa cum unii oameni aleg să meargă la sală ca să-și întrețină corpul, așa văd eu terapia ca o modalitate de a-ți întreține mintea și sufletul și starea de bine. Asta clar, mie mi se pare terapia extrem de importantă pentru că ne ajută în primul și în primul rând să aflăm lucruri despre noi. Mm-hmm. Pentru că noi nu prea știm. Și sunt anumite lucruri pe care le-am trăit în copilărie care ne definesc pe noi la maturitate. Ce anume te-a determinat? S-a întâmplat ceva de ai zis, băi, vreau să fac terapie? Nu, pur și simplu te-ai dus. Da, am auzit din vorbă în vorbă cât de mult îmi place la terapie, că m-a ajutat să nu știu ce, m-a ajutat să... am avut o perioadă mai proastă, m-am despărțit de cineva, am fost în depresie. Și uite, adică tot auzeam chestia asta, cât de mult m-a ajutat. Și am zis să văd cum e în prima fază și mi-a plăcut foarte mult, tocmai din perspectiva asta că înveți foarte multe lucruri despre tine și când chiar ai o problemă, când chiar ai nevoie de cineva cu care să, în care să poți să torni ce-ai în suflet fără să fii judecat, e singura modalitate
care poți să faci chestia asta. Problema la noi este că domeniul ăsta al terapiei nu este foarte, în primul rând, nu este foarte bine privit. Cu siguranță. Clar. Sunt, acum s-a mai deșteptat lumea și apreciază faptul că vrei să te duci la terapie să-ți rezolvi anumite probleme, adicții, cum ar veni, dar sunt și oameni care nu văd foarte bine chestia asta și când zici psiholog se gândesc la cămașa aia de furt. Ce ar trebui să le spunem oamenilor ca să nu mai aibă această părere? Ar trebui să le spunem că este perfect normal să ai zile, săptămâni, luni în care nu te simți ok cu tine. Bolile mentale sunt atât de diverse și atât de complexe și este total în regulă să treci prin genul ăsta de experiențe și dacă treci, este foarte bine să ai și un ajutor specializat la pachet, fie sub formă de terapie, uneori poate este nevoie de, și de zona de psihiatrie. Eu personal am foarte mulți prieteni care ori s-au confruntat pe perioade scurte cu depresii, nu contează, tot felul de afecțiuni mentale și care au luat antidepresive și care au putut să funcționeze în continuare în societate și n-a fost nicio nenorocire, nu i-a pus nimeni în cămașă de forță și n-a râs nimeni de ei, pentru că, cred că la asta vreau să ajung, că exact ce ziceai și tu, cum e privită terapia și că automat ești nebun și așa mai departe, oamenii din jurul tău ar trebui să susțină și să te susțină și să-ți fie aproape dacă tu ai o perioadă sau o chestie nasoală în tine și nu să te judece din cauza faptului că vrei să mergi la terapie sau... Terapia nu este pentru nebuni, terapia este pentru absolut toată lumea. Cred că cu toții am putea beneficia de beneficiile terapiei. Mie mi se pare că exact așa cum te duci la doctor să-ți faci analize de sânge, exact, la fel ar trebui să te duci și la psiholog să te întrebe și cum te face asta, să te simți. Exact. Crezi că sunt oameni care n-au nicio problemă? În lumea în care trăim, nu. Și eu sunt de aceeași părere. Uite, am aici în față un articol, violența în familie și bullying-ul la școală. Numărul copiilor și adolescenților diagnosticați cu depresie, ADHD sau autism este îngrijorător de mare și crește de la an la an. Și mi se pare că societatea se duce într-o zonă de asta în care nu prea mai are nimeni cum să fie fără nicio problemă. Aici cred că sunt două elemente. Cred că primul element este faptul că nici nu au fost raportate până acum, tocmai din frica părinților, care cu toții am avut ori un părinte, ori o rudă. Cum să duc eu copil? Păi să-mi zică că e copilul nebun? Doamne iartă-mă, ne facem de râs. Adică cred că se și descoperă mult mai mult problemele pe care poate să le aibă copiii. Și da, cred că este și o consecință social media, o consecință capitalismului în general și așa mai departe. O să luăm pauză publicitară în scurt timp, dar o să vreau să reluăm acest subiect, că am citit la un moment dat o carte, Creierul deprimat, de ce ne simțim atât de rău când o ducem atât de bine. Și sunt niște explicații foarte interesante acolo, dar toate astea după pauza publicitară. Silviu Fire alături de Alina Chinie, aici rămâneți cu noi.